Cu toate că ne știm de ceva timp, Robert Turcescu, vă propun să ne adresăm cu formula de politețe. Sunteți de acum candidat, jucați alt rol public. Vă propun să începem chiar de aici, de la roluri. Când ați știut că sunteți o posibilă opțiune la primăria Capitalei, o posibilă opțiune a PMP? Discuțiile destul de veche au fost purtate pentru început între mine și președintele PMP Traian Băsescu, care și-a exprimat la vremea respectivă opțiunea la un moment dat de a lua în calcul și opțiunea de a nu candida la primăria Capitalei. Prin urmare, de mai bine de o lună de zile am înțeles din discuția cu președintele că poate exista această variantă în care eu să fiu candidatul partidului la primăria Capitalei. Președintele însă, în același timp, lua în calcul și varianta să candideze în mod foarte serios. Decizia de a nu candida a fost, sau de a fi în paralel și varianta Turcescu-Băsescu, a fost comunicată inclusiv președinților filialelor PMP din București, cred că în urmă cu mai bine de 3 săptămâni. Deci colegii mei știau acest lucru, s-au pregătit pentru această variantă, în așa fel încât, poate într-adevăr pentru restul partidului, decizia președintelui a fost o surpriză extraordinară, dar pentru colegii de la București care erau avertizați despre această variantă, în legătură cu această variantă, nu cred că a fost o surpriză extraordinară. Deci, de cel puțin o lună de zile ați luat în calcul asta. Discuția a fost în urmă cu vreo lună de zile. N-aș putea să vă spun data exactă, dar în această lună de zile vă garantez că m-am aplecat cu mare seriozitate pe ceea ce înseamnă pregătirea unui program de campanie, indiferent care era varianta Turcescu sau Băsescu. Președintele, după cum m-a anunțat, a luat decizia de a nu candida după acțiunea parchetului. Și în tot timpul ăsta, cel puțin în ultima lună, Robert Turcescu, nu era corect să anunțați public că vă pregătiți de o carieră politică, nu neapărat de o candidatură, că poate asta era o strategie politică, și să nu mai fiți prezent în spațiu public în calitate de jurnalist, așa cum ați apărut din câte am văzut la Unde TV, la Nașu TV, la B1 TV? Domnule Dan Tăpălagă, opțiunea mea și în calitate de băsist, dacă vreți, și în calitate de jurnalist de dreapta, este cunoscută în spațiul public românesc de foarte multă vreme. Prin urmare, pozițiile mele publice, vă garantez, și în postura de candidat, și în postura de consultant, cum am fost și am făcut public acest lucru, vă rog să consultați arhivele ziarelor, că a fost o declarație publică a președintelui executiv al PMP, domnule Eugen Tomac, care a anunțat că Robert Turcescu consiliază Partidul Mișcarea Populară în chestiuni legate de comunicare. Deci lucrurile acestea erau cât se poate de transparente. Da? Din această perspectivă nu mă simt cu nimic vinovat și nu am a retractat nimic din lucrurile pe care le-am afirmat în spațiul public în postura de comentator al evenimentelor de actualitate. Nu lucrez. Poate singura precizare pe care se cerea să o faceți, da, în tot acest timp de când ați devenit comunicator PMP și potențial candidat, bun, e că eu nu mai vin în fața publicului în calitate de jurnalist. Nu mai am această calitate, mă ocup cu altceva. Nu m-am prezentat ca jurnalist. Ba da. Nu m-am prezentat ca jurnalist în astfel, m-au prezentat colegii cu care am participat la astfel de emisiuni. Faceți o rectificare. O minimă documentare a acestor colegi și o scoatere în evidență a faptului că lucrez pentru Partidul Mișcarea Populară pro bono. Deci e vina lor că n-au. Nu e vina nimănui. Și dumneavoastră ați profitat de faptul că ei v-au prezentat ce nu sunteți. Domnule Tăpălagă, era o chestiune publică. Și vreau să nu fim farisei. Avem o grămadă de colegi în presă care activează și astăzi ca jurnaliști, despre care și dumneavoastră și eu știți foarte bine. Numiți. Că de ani de zile consiliază oameni politici. Numiți-i. N-am să-i numesc eu, dar cred că îi știți deja. Avem colegi, avești colegi din presă care în vreme ce apăreau la televiziuni în calitate de realizatori, își pregăteau postul de ambasador la Paris, domnule Tăpălagă. Bun, aici e vorba de dumneavoastră. Bun, e vorba de mine. Dar eu, în momentul de față, am o întreprindere privată de presă numită Unde TV, am două firme, una dintre ele suspendate în activitate de ani mulți, dar cu care activez în zona media. Prin urmare, din această perspectivă, nu am nimic am reproșat. Bun, unii ar putea să vă reproșeze, domnule Turcescu, unii ar putea să vă reproșeze că v-ați înșelat publicul. Nu mi-am înșelat publicul, pentru că publicul meu știa foarte bine, spun încă o dată, această opțiune a mea de a sprijini Partidul Mișcarea Populară. La fel cum publicul meu știe de foarte mulți ani de zile că sunt băsist, că am sprijinit, dacă vreți, zona de dreapta din România, din această perspectivă nu mă simt cu nimic vinovat. Iar dacă vă uitați pe ceea ce am spus de-a lungul acestor
zile, săptămâni, să spunem, în legătură cu alți contracandidați acum ai mei, intrați în competiția electorală, nu cred că există vreo afirmație care să nu poată fi validată în timp. I-am spus domnului Ciucu, spre exemplu, că oportunismul de care de dovardă este unul grețos. Cu o zi înainte ca Monica Macovei să facă o afirmație în spațiu public în sensul acesta, delimitându-se de domnul Ciucu, am afirmat despre Nicușor Dan, pe bună dreptate, ceea ce se afirmă și acum, și anume că este miraculos, ca să nu spun alt cuvânt, să strângi sute de mii de euro într-o perioadă foarte scurtă de timp și iată că astăzi avem surprize în legătură cu fondurile pe care le-a strâns domnul Nicușor Dan, care rămân în ceață. Despre domnul Marian Munteanu am afirmat un lucru atât, și anume că mi s-a părut realmente curios hiatusul pe care și l-a autoimpus de asta. De pe ce poziții făceați aceste afirmații? De pe poziția de observator al vieții publice, nu, domnule Tapolaga. De pe poziție de jurnalist. Nu o să mă cantonez în acest subiect și o să vă spun de ce. Pentru că e totuși important să introducem o anumită onestitate în viața publică. Nu câtă mă puteți vreme... acuza pe mine, domnule Tapolaga, de lipsă de onestitate. Altceva în această perioadă, în ultima lună, decât nu erați în realitate. Nu încercați să deformați realitatea, domnule Tapolaga. Nu eu am deformat-o, cred că dumneavoastră. Prin postările prezența mele, în calitate de jurnalist în viața publică. Pe pagina de Facebook, aparițiile mele la televizor, domnule Tapolaga, apar consultanți politici. Eu m-am exprimat scria jurnalist acolo de fiecare dată și n-am spus, domnule, nu sunt jurnalist, sunt comunicatorul PMP, sunt potențial candidat. Nu scriu eu burtierele de la dar televiziune. Dar nu vă deranja minciuna? Nu m-am timp să mă uit în timpul unei emisiuni de televiziune și nu e o minciună, vă rog să retractați lucrul acesta, pentru că eu nu m-am dus la televiziune să le dau o carte de vizită spunându-le ce să scrie pe burtieră. Puteau să spună Robert Turcescu, punct. Cred că sunt suficient de cunoscut în spațiul public încât în momentul de față să nu trebuiască să spun ce ar trebui să spună. Tată, Robert Turcescu, consultant PMP. Da? Consultant PMP, ceea ce erați. Era publica informanția, domnule Tăpălagă. Adresați-vă jurnaliștilor care n-au fost la un moment dat atât de atenți încât să spună, domnule, consultant PMP pe comunicare. Declarațiile sunt publice, spun încă o dată. N-am ascuns faptul că la vremea respectivă consultam Partidul Mișcarea Populară în legătură cu activitățile de comunicare în campanie electorală. Nu i-a fost o surpriză extraordinară. Subiectul dificil de acum începe. Vreau să vă rog Vreau să vă rog un singur lucru. Nu încercați să accentuați în mod, haide să spunem, lipsit de substanță, faptul că aș fi mințit cumva opinia publică. Da? Asta rămâne să stabilească publicul. Evident, care v-a văzut categoric în această dar lună de zile și publicul stabilește dacă ați fost onest cu el sau nu. Da. De asta și spun. Da. Noi încercăm să subliniem aici niște adevăruri, campanie, că ați fost prezent pe televiziuni, dar n-am văzut pe nimeni să vă spună consultant PMP niciodată. Și asta a rezultat dintr-o documentare minimă. Și în această campanie, domnule Tăpălagă, așa cum am spus-o de fiecare dată, am intrat fără să cerșesc sau să cer un post pe o listă. Am intrat încercând să obțin voturi, mi se pare cea mai onestă formă de competiție electorală și de validare a unui om care vrea să facă politică. Dacă le voi obține, dacă voi avea în spate un număr suficient de voturi încât să cred că viitorul meu în politică poate fi unul bun, voi continua să fac politică. Înapoi la discuția cu Traian Băsescu de acum o lună, foarte interesant că v-a propus să fiți candidatul PMP și n-a propus, cum spune doamna Udrea astăzi, cuiva din PMP, din partid. E posibil să fi propus și altcuiva din PMP, din partid. N-am de unde să știu, pentru că trebuie să mai înțelegeți un lucru, domnule Tăpălagă. Dar cum de v-a propus dumneavoastră? Întrebați-l pe președintele Traian Băsescu. Cred că este... Dar nu l-ați întrebat, dar de ce îmi propuneți mie asta? Nu, m-am simțit onorat să pot intra într-o astfel de competiție. M-am gândit, foarte serios, dacă într-adevăr pot să-mi asum o astfel de bătărie electorală. Mi-am calculat, dacă vreți, mi-am pus deoparte și lucrurile pe care le știu despre administrația publică și cele pe care nu le știu. Evident că este o trecere dintr-o zonă de activitate profesională într-o altă zonă. Radical diferită, discutăm și despre nu asta. Nu știu dacă e radical diferită și asta e o discuție. Pentru că de 25 de ani nu cred că sunt eu singurul jurnalist care a înțeles la un moment dat să se implice în politică. Gândiți-vă, fără să dau exemple care sunt sulfuroase, gândiți-vă la oameni extraordinar de apreciați și de mine și de dumneavoastră, de la Sever Voinescu, la Traian Ungureanu și la mulți alții care au înțeles să facă și politică într-un fel sau altul. Chiar și Luca Niculescu ca ambasador, chiar și domnul Dan Suciu ca purtător de cuvânt al guvernului. Și mai sunt nenumărate astfel de exemple. Putem să vorbim, să mergem în timp până la Adriana Săftoiu, care a făcut o astfel de trecere dintr-o parte
de la Mediafax, de la agenția de presă, în calitate de consultant. Chiar și astăzi aveți contracandidat pe doamna Firea, tot din presă venită, exact. Doamna Chireac la... Doamna Chireac. Sectorul 1, da, nu e ușor, însă... Cine a spus că e ușor? Subiectul că mă tem vreodată de mare care vă va urmări în această campanie este declarația publicată pe blog în data de 21 septembrie 2014, dați-mi voie să o citesc, că e important. Da, am fost locotenent colonel sub acoperire. Public mai jos câteva dintre statele de plată cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu și să fac această mărturisire publică. Refuz să fiu Iuda în fața lui Hristos, chiar dacă astăzi celor care vor citi și vor vedea acest text, poate că nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugați-vă pentru mine și cu mine să fim iertați și izbăviți. Sunt pregătit să îndur oprobiul public, îl merit, dar sper să avem parte de legi și de judecători drepți cu Dumnezeu înainte și va fi bine, vă cer iertare tuturor. E ceva greșit aici? E textul pe care l-am publicat la vremea respectivă pe blog. În text e ceva greșit? E textul pe care l-am publicat pe blog. Dar vă spun un lucru, domnule Tapalagă, vă spun un lucru care cu siguranță sunt convins că vă va enerva. Pe mine nu mă enervează mare lucru ce spun calmul. Politicienii. Sper să vă păstrați calmul, domnule Tapalagă. Subiectul acesta, din punctul meu de vedere, este închis. Lucrurile pe care le-am spus de la acel moment până astăzi, cred că sunt suficiente și în acest moment... Orice a spune, oamenii care s-au dat, fixat de o parte sau de alta, dacă vreți, a acestei, hai să o numim, baricadă sau punct de discuție, nu vor putea să schimbe opinia din perspectiva mea. E închis din punctul dumneavoastră de vedere, corect. Din punctul de vedere al presei, da? Nu este închis. Nu vă doresc decât succes în a investiga, mai ales că astăzi aveți v-am pe în dumneavoastră continuare, în față aveți și... în continuare discuții pe care să le purtați, inclusiv pe marginea declarațiilor făcute de domnul Ponta, în legătură cu domnul Isar, în legătură cu domnul Ghiță, nu, declarațiile președintelui Traian Băsescu. Așa sunt este, lucruri sunt multe lucruri sulfuroase aici, dar aici aș vrea, cu ajutorul dumneavoastră, să lămuresc ceea ce tot dumneavoastră ați introdus și Traian Băsescu în discuția publică. V-am spus că o să vă enervați. Din punctul meu de vedere, acest subiect este închis, domnule Tâmpărat. Nu-l puteți închide când doriți dumneavoastră, pentru că... De ce? Vă spun de ce. Pentru că a spus la înscrierea candidaturii că era vorba de fapt de calitatea de colonel pe care domnul Oprea v-a dat-o în 2012. Și citez aici din Traian Băsescu, am apreciat faptul că a găsit puterea de a fi corect la un moment dat, recunoscând că l-a făcut Oprea ofițer în rezervă. O afirmație mincinoasă cap-coadă. A spus cu totul altceva pe blog. Domnule Tăpălagă, ați întrebat-o vreodată, de exemplu, pe doamna Chioveși în legătură cu această situație? Dumneavoastră, ca jurnalist... Până la doamna Chioveși, haideți să lămurim asta. Dați-mi și mie un răspuns la o întrebare. Ați întrebat-o vreodată pe doamna Chioveși în legătură cu această situație? Păi nu știu despre ce situație e vorba. Dumneavoastră, pe blog ați vorbit de o situație, Tăpălagă, acum invocați altă situație. Aveți 2000 de oameni într-o listă a lui Oprea din anul 2012. Putem, da? Discuta și despre din asta. Din 2012 până în 2014, domnule Tăpălagă, repet, deci din 2012 vară, primăvară-vară, când a fost scandalul, cum le-a spus Antena 3, coloneilor PDL, da? Deci din 2012 primăvară-vară până în septembrie 2014, la momentul publicării acestei chestiuni pe blogul subsemnatului, dumneavoastră și alți colegi, foști colegi de-ai mei din presă, au ridicat vreodată problema aceasta în spațiul public, au investigat, au pus întrebări celor, hai să spunem, 1998 de persoane care mai erau pe lista respectivă în afară de mine și de doamna Chioveși? V-a interesat să vedeți, mai cunoașteți alte personaje care au fost pe acea listă? De la procurori, mă tem judecători. Că asta este alt subiect. Nu. Vă temeți că nu ați investigat vreme de 2 ani de zile, nici dumneavoastră, nici alți colegi, acest subiect, domnule Tăpălagă. Nu credeți că era de importanță? De ce a fost pus doar Turcescu la un moment dat? Pentru că așa voia Antena 3 vreme de 2 ani de zile în această chestiune?
într-un cazul acela ordinar, mergeți într-un subiect despre care am spus, putem discuta. Dar haideți să lămurim pe ăsta pe care dumneavoastră l-ați introdus. Iar eu v-am spus că începând cu septembrie 2014, în apariții publice, în interviuri, în discuțiile pe care le-am avut inclusiv împreună, domnule Tăpălac, am mai discutat despre acest subiect. Da? Am oferit explicații inclusiv în aparițiile mele televizate din ultimele zile. Ce înseamnă am fost locotenent colonel sub acoperire? N-am lămurit-o din punctul dumneavoastră de vedere. Ce înseamnă am fost locotenent colonel sub acoperire? Pentru ce serviciu? Pentru niciun serviciu, domnule Tăpălac. Dar ce înseamnă am fost locotenent colonel sub acoperire? Serviciu a fost ofițer acoperit domnul Victor Ponta? Știți astăzi? Da, acum discut cu dumneavoastră încă o dată. E vorba de candidatura dumneavoastră. Iar domnul Ponta nu mai candidează la nimic. Intrarea, din perspectiva mea, în această campanie electorală, exclusiv în acest subiect în ceea ce îl privește pe Turcescu, mi se pare o chestiune lipsită de onestitate. Dumneavoastră ați introdus confuzia spunând împreună cu domnul Băsescu că e vorba de calitatea de ofițer în rezervă pe care v-a dat-o Oprea în 2012. Și eu vă spun, dumneavoastră de jurnalist de investigație, să încercați să lămuriți astfel de lucruri în spațiul public. Publicul căruia îi cereți votul. Pentru că nu noi v-am acuzat de nimic. Dumneavoastră, domnule Turcescu, ați venit și a spus în 2014, am fost locotenent colonel sub acoperire și tot dumneavoastră spuneți în 2016, am fost colonel făcut de Oprea. Nu, eu vă întreb din nou și repet chestiunea asta pentru că asta mi se pare din perspectiva fostului jurnalist Evitați Turcescu. Răspunsul și acest lucru nu vă ajută. Exact. Dacă nu mă ajută, vom vedea lucrurile acestea. Nu vă ajută. Bun. Eu vă spun așa, din 2012, de la momentul declanșării scandalului cu lista coloneilor făcuți la secret de Oprea, din acel moment, ce înseamnă am fost locotenent colonel sub acoperire? Domnule Tăpălagă, fac presă de 23 de ani. Eu am tot mai mulți de ani atât. În presă decât dumneavoastră. Cu vreo 2. Cunosc această tehnică. O luăm de la capăt. Puteți să o luați de la capăt. Ce înseamnă am fost locotenent colonel sub acoperire? Ce înseamnă că n-ați investigat din 2012 până în 2014 nici dumneavoastră, nici alți colegi de-ai dumneavoastră scandalul listei lui Oprea? E vina noastră că dumneavoastră v-ați deconspirat? Nu. E vina noastră că ați susținut dumneavoastră că sunteți colonel sub acoperire? E și vina dumneavoastră. E vina noastră că astăzi spuneți altceva? Zile, domnule Tăpălagă, nimeni 2 ani de zile nu a încercat să vadă ce se ascunde în și spatele acestei chestii. Asta, cu ce lămurește situația dumneavoastră? Acuzația asta pe care ne-o aduceți nouă, general, ziariștilor. Dar nu v-a nicio acuzație, domnule Tăpălagă. Cu ce vă lămurește situația? Explicați-mi puțin. Nu e vorba de a lămuri o situație. Repet, orice dar dumneavoastră spune candidați, în acest nu noi. Dumneavoastră candidați. Dumneavoastră aveți de lămuri ceva, domnule Turcescu. Înțelegeți-o? Nu luați personal. Nu e nimic personal. Absolut deloc personal. Luați-o ca un candidat care are de lămuri ceva, dacă dorește. Iar noi, datoria noastră de jurnaliști, V-ați făcut datoria, domnule Tăpălagă, considerați că răspunsul meu este că astăzi, începând din acest moment, din punctul meu de vedere, tot ce am avut de spus, am spus și cred că putem merge mai departe. Dacă doriți, haideți să ne întoarcem acolo, dar nu o să vă placă ce auziți. Vă rog. Ca și dumneavoastră, au mai fost vreo 2000 de colonei, cum ziceți. Corect. Oprea alerga prin oraș după multă lume să-l facă colonel. Așa. Unii acceptau, alții refuzau. Cine refuza, nu era făcut colonel. Pot să vă dau câteva exemple. Vă rog. Da, n-am acordul lor, deci nu pot să vi le dau. Ops. Păi n-am acordul lor, dar pot să le am, le știu. Păi spuneți-le. N-am cum. De ce? Păi le știu, dar nu pot să vă dau aceste exemple. Dumneavoastră a spus ceva mai devreme. Pot să vă dau câteva exemple. Spuneți-mi-le, domnule Tăpălac. Deci, asumați-vă și unii refuzau. A încercat să vă facă cineva colonel pe lista lui Oprea? Niciodată. Bun. Atunci asumați-vă și spuneți cine a refuzat în toată povestea asta. Nu pot să vă spun că n-am acordul lor. Pot să vă spun ceva ce nu o să vă placă? Din calitatea dumneavoastră de jurnalist? Spuneți. Aveți copia acelui document pe care l-am publicat pe site, aici la dumneavoastră acum? Nu. De ce? Le-am consultat la documentare, dar avem altceva de lămurit. Nu. Stați puțin, dacă aveți copia respectivă, v-aș fi dat un autograf aici în fața dumneavoastră. Dați-mi voie să pun foaia asta ca să-l aveți. Scrieți ca acolo. Ca să-l aveți, da? Deci aceasta este semnătura lui Robert Turcescu, pe care o veți regăsi și pe dosarul de candidatură și oriunde. Așa. Vă rog să comparați această semnătură cu cele două semnături care apar pe documentul respectiv, pe ștampila documentului respectiv. Așa, spuneți că sunt alte semnături. Nu.
Nu spun că sunt așa, știu ale cui sunt. Cele două semnături sunt ale domnului Gabriel Oprea. Puteți să ce ați făcut? Sesizare penală pentru asta? Sesizare penală? Da, am făcut public acest lucru, domnule Tăpălagăi. Vă reamintesc? Dar sesizare penală, că cineva v-a falsificat semnătura, că asta e grav. Nu mi-a falsificat semnătura, să ne înțelegem foarte bine. N-am semnat nimic. Dar n-a venit nimeni să vă propună? Înainte să vă facă colonel, domnul Oprea. Ați văzut, de-aia vă spuneam, trebuia să fiți aici cu documentul respectiv, domnule Tăpălagă. Ăla nu este CNP-ul meu, nu vorbesc limba franceză, fotografia este luată de pe internet, da? Am înțeles, și ce relevanță are? Păi spuneți-mi dumneavoastră ce relevanță are. Păi cum v-a poate... făcut colonel și ați refuzat după aia. Nu. Când ce? Presa ce? Va publica lista, a zis, domnule, eu renunț. Dumneavoastră și Căveș. Domnule Tăpălagă, ați făcut armata, că eu n-am făcut-o. Nu am făcut-o nici eu, domnule Tăpălagă. Vorbim în momentul de față despre niște lucruri pe care, să mă ierte Dumnezeu, nu le cunosc. Bun, dar ce relevanță are episodul ăsta? Păi are relevanță, pentru că dumneavoastră spuneți m-a făcut, că mi-ar fi oferit cineva să fiu colonel. Păi nu știu, v-am întrebat, da. V-am întrebat, v-a oferit cineva înainte? V-am întrebat, e o întrebare. Deci nu v-a oferit. Nu mi-a oferit nimeni. Pentru că eu v-am spus, cunosc oameni cărora li s-a oferit, Oprea. Da. A mers după ei să-i facă colonel. Ei au zis nu. Da. Și nu i-a mai făcut. Da, și întrebarea mea pentru dumneavoastră e următoarea. V-a propus și dumneavoastră? Nu, domnule Tăpălagă. Nu. Același lucru. Bun, și am lămurit-o. Mai lămurim un lucru. Aici sunteți dispuși să dați lămuriri, dar dincolo la acoperit, nu sunteți dispuși. Aș fi vrut să lămuriți dumneavoastră, repet, poate presa în 2 ani de zile, din 2012 până în 2014, dar vă rog din suflet un lucru că e important în economia discuției și o spun fără a încerca să credeți că duc subiectul în altă parte. Data viitoare, când în acest studio sau la o conferință de presă vă întâlniți și cu doamna Căveș, cu care am avut un dialog telefonic, o spun din nou, după ce eu am făcut publică cererea către Ministerul Apărării de retragere a acestui grad. E nerelevantă discuția și vă spuneți. Pentru că spuneți, e foarte important. Spuneți. Deci doamna Căveș și m-a sunat și m-a întrebat: domnule Turcescu, am văzut că sunteți în aceeași situație, dumneavoastră ce faceți? Și am spus doamnei Căveși: doamna Căveș, am și făcut deja. I-am înaintat domnului Dobrițoiu, care era ministru al apărării la acel moment, succedându-i domnului Oprea, o solicitare de retragere a gradului, motivând că aș fi fost onorat să fiu dar știm asta, colonel, că ați explicat vreți, armatei, pe televiziunile din România de dimineața până seara. Dar ăsta este urmărit. Alt subiect. Și dumneavoastră știți ce încercați să faceți acum? Da? Exact ce a încercat să facă Traian Băsescu și dumneavoastră. Așa? S-a amestecat două momente. Prin manipulare și minciună. Sugerând că v-a sugera să retrageți genul acesta. Nu retrag, pentru că vă spun încă o dată citat din Traian Băsescu. Am apreciat faptul că a găsit puterea de a fi corect la un moment dat, recunoscând că l-a făcut Oprea ofițer în rezervă. Încerca să induceți dumneavoastră faptul că... ați recunoscut altceva. Citez. Am fost locotenent colonel sub acoperire, public de mai jos câteva dintre statele de plată. Domnule Tapalaga, deci ce spune Băsescu aici? De ce era minciună, amestecă planurile. De ce era lista aia secretă? V-ați întrebat ca jurnalist. Lista celor 2000 de nume cu avansări cum titra Antena 3 la secret. De ce era secretă? Domnul Turcescu. Îmi răspunde și mie la o întrebare, vă rog frumos. Dar cred că confundați rolurile. Nu. Dumneavoastră nu sunteți jurnalist. Îmi răspundeți. Dumneavoastră răspundeți la întrebări. Nu, eu răspund la întrebări. Eu nu sunt aici să vă răspund la întrebări. În măsura în care Nu, eu nu sunt aici să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Eu sunt aici să pun întrebări. Dumneavoastră nu aveți nicio responsabilitate. Dacă doriți, înseamnă spațiul public. Dacă doriți să răspundeți la întrebări, ok. Dacă nu, ne oprim și ne vedem fiecare de treabă. Răspunsul meu a fost foarte clar din punctul ăsta de vedere. Pe marginea acestui subiect, lucrurile pe care le-am spus în spațiul public până acum cred că sunt suficiente, cu tot respectul vă spun, da? Și dați-i voie electoratului din București, care știe subiectul ăsta că a fost pe toate televiziunile peste tot, da? Să judece dacă îl va vota sau nu îl va vota pe față de acest electorat din București. Îmi fac datoria să mai pun o ultimă dată două întrebări care mi se par importante. Unu, ce înseamnă am fost colonel sub acoperire și pentru ce serviciu ați lucrat? Uitați-vă la declarațiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, inclusiv declarația pe care o citiți dumneavoastră este publică, da? Uitați-vă la dezbaterile de azi din spațiul public și încercați dumneavoastră în momentul acesta să lămuriți. Cred că avem acum declarații ale unui fost prim-ministru. Sunteți în fața mea, în fața publicului și aveți ocazia să lămuriți. Dumneavoastră, nu eu. Vă lămuresc așa, domnule Tăpălagă. N-am răspuns niciodată, nici ca jurnalist, nici în altă ipostază, la ordinele vreunui serviciu secret. Niciodată. Mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun acest lucru. Da? Nici la comenzi editoriale, nici la altfel de comenzi, ca lucrurile să fie limpezi din această perspectivă. Niciodată. N-am turnat pe nimeni, n-am făcut vizite
la SRI, la SIE, n-am fost în pădure la Băneasa, cum s-au dus de-a lungul anilor politicieni, decât în situații de două ori. Am fost prezent la SIE împreună cu 20 și ceva de jurnaliști, odată la invitația domnului Mihai Răzvan Ungureanu, altă dată la invitația domnului Meleșcanu, punct. Ca să fie lucrurile foarte clare, însoțit de jurnaliști. N-am bătut la porțile niciunui serviciu secret. Perfect. Și atunci ce sens a avut Dramoleta din 2014 când a spus că ați fost acoperit, că ați dus bolovani în spate, că Dumnezeu să vă ierte, că ați mințit? Asta ce sens a avut? Asta ce se întâmplă în spațiu public, domnule Tăpălacă? Păi, nu vă întreb. De câți ani durează această discuție? Iarăși aveți tendința să puneți întrebări, dar încă o dată, nu sunteți în poziția aia. Ba da, sunt în poziția pe care vreau eu să mi-o asum, domnule Tăpălacă. Nu, sunteți în poziția să oferiți niște răspunsuri unui public pe care, dacă respectați, absolut, îi răspundeți, dacă nu, categoric, vă faceți că puneți întrebări. Nu, categoric îmi respect publicul și spun încă o dată, pentru publicul care privește această dezbatere, care sigur se poartă într-un anume ton, da, ni-l asumăm că... Ați fost jurnalist, domnule. Am fost jurnalist, exact. Nu erați chiar așa... Fără discuție, domnule Tăpălacă. Fără discuție. Păi și atunci. Niciodată. Haideți să mergem mai departe. Nu vă plângeți. Chiar haideți. Unor astfel de mai departe. Mai departe, domnule Tăpălac. Am spus din nou. Eu nu merg pe o listă acum. N-am vrut să fiu nici ambasador numit, nici purtător de cuvânt al guvernului, nici consilier de ministru, nimic din această categorie. Chestiuni care ar trebui, cred eu, să fie mult mai blamabile pentru niște jurnaliști decât postura pe care mi-o asum eu azi. Merg în fața electoratului bucureștean, cu bunele și relele mele, cu lucrurile pe care le știu, pe care nu le știu, cu felul în care m-a perceput spațiul public, cerând un vot, domnule Tăpălac. S-ar putea să obțin mai multe decât își închipuie unii, s-ar putea să obțin mai puține decât îmi doresc eu, dar n-am venit să cer nimănui o sinecură. Pur și simplu mă prezint în fața electoratului. Dacă electoratul înțelege că trebuie sancționat Turcescu, repet, pentru bunele și relele lui în 23 de ani de prezență în spațiul public, se va vedea la vot. Încă o dată, ce sens a avut scena din 2014 când a spus că ați dus bolovani în spate, că Dumnezeu să vă ierte, că vreți să aveți parte de judecător drept, că ați fost acoperit, aia ce sens a avut? Acela nu sens pe care... Într-o, dacă spuneți că n-ați executat nicio misiune, prezența, n-ați răspuns la nicio comandă. După prezența mea în emisiunea de la B1 TV sau în timpul emisiunii respective, am mai spus ceva. Că le doresc unor colegi din presă să lase și ei niște bolovani din spate, domnule Tăpălac. Și la cine vă refereați? Mi-a spus dumneavoastră cine erau ăia care erau, mai devreme ați spus despre... Pentru că eu n-am acordul lor, e simplu. Nici eu n-am acordul lor. Păi, dar dumneavoastră nu trebuie să aveți acordul lor dacă vă asumați așa niște acuzații atât de grave. Dumneavoastră a spus mai devreme că unii prin oraș la un moment dat au fost căutați să fie făcuți colonei și au refuzat. Și eu m-am întrebat cine. Mi-a spus că nu aveți acordul lor. E vorba de persoane publice totuși, nu-mi permit să... Vi se pare că astăzi în spațiul public oamenii cu care vorbesc nu există, poate a spune chiar mai întemeiat decât acum 2 ani de zile, suspiciunea că există oameni și în presă și în viața publică în general, de la politicieni până la oameni de afaceri, care au avut legături într-un fel sau altul cu serviciile secrete? Deci dumneavoastră sunteți primul care spuneți că ați avut. Ar fi trebuit să urmeze și o dezbatere publică în sensul ăsta. Sigur, se întâmplă astăzi, la începutul anului 2016. Tot e bine, domnule Tăpălac. Până la urmă vă spun un lucru. Democrația cu epoles nu există. Și o știți la fel de bine ca mine. Indiferent că la un moment dat niște oameni au crezut că, intrând în legătură cu servicii secrete, sau cu procurori, sau cu răspunzând la niște comenzi editoriale din diverse motive, ei știu să-și poarte păcatele, cu toate că au crezut că servesc un bine public. Eu cred în democrația în care, la un moment dat, votul este cel care contează. Despre asta vorbim. În asta credem cu toții și în numele acestei democrații ar fi bine să lămuriți și ce înseamnă statele de plată cu sumele de bani pe care le-am primit. Ați primit banii ăștia mai exact pentru ce? Verificați toate chestiunile pe care le-am făcut publice, vă stă la dispoziție, repet, o sumă... suntem în măsură să lămurim din moment ce dumneavoastră sunteți aici. Dar dumneavoastră nu și dumneavoastră sunteți aveți în măsură un public să în față căruia îi cereți votul, nu eu. Da, domnule Tăpălagă, vă propun în același timp, din nou, spun cu tărie, pentru a duce lucrurile într-o anumită ordine, dacă vreți, din perspectiva asta, să începeți cu 2012, cu lista ofițerilor făcuți la secret de domnul Oprea și să încercați să lămuriți lucrurile acestea, după care să treceți la episodul Turcescu din 2014.
Din păcate, o spun încă o dată, deși am rugat pe unii dintre colegii din presă, cred că și pe dumneavoastră, să încercați să investigați. Nu, pe mine, nu știu Iar noi avem o agendă editorială, totuși, da, absolut independentă, care nu răspunde la comenzi, dar nu vă, n-are de-a face cu persoane din afară care zic vă, investigați asta și nu asta. Nu vă oprea nimeni, sau nu era o chestiune să treceți într-o agendă editorială subiectivă, domnule Tăpălag. Era vorba de, era un caz, acela cu 2000 de nume, în care apăreau ziariști, politicieni, procurori, toată floarea cea vestită, dacă vreți, a spațiului public românesc, 2000 de persoane. Iertați-mă, ați fost în Statele Unite ale Americii, sunteți un admirator bănuiesc al presei americane. Un astfel de eveniment nu trece acaparat doar de o televiziune precum Antena 3. Și el poate putea fi investigat. Bun, ce avem de lămurit acum e propriul dumneavoastră trecut, pentru că, repet, dumneavoastră sunteți cel care solicită votul bucureștenilor. Ați fost nu cei 2000 de oameni. Ați fost în emisiunea mea, cred că de mai multe ori. De mai multe ori. Da, de mai multe ori. Vreodată, în emisiunile pe care le realizam împreună cu Dan Tăpălagă și cu alți colegi jurnaliști, înainte de emisiune, în timpul emisiunii, cum vreți, pe SMS, pe telefon, v-am rugat vreodată, v-am solicitat vreodată să nu abordați niște subiecte, să nu vorbiți despre niște oameni, să nu atingeți anumite dimensiuni ale problematicii din spațiul public. Răspunsul românesc e simplu, nu, pentru că știați că nu se poate întâmpla asta. Aș vrea să știu, dincolo de dumneavoastră, că bănuiesc că vă referiți la faptul că dumneavoastră sunteți un jurnalist care... Nu, dar mă cunoșteați bine. Bineînțeles. Deci răspunsul e nu. De-aia vă și invitam. Alminter, ar trebui să mai spunem că v-am invitat în afara aparițiilor dumneavoastră de 10 de ori, în toate momentele importante care se întâmplau, adeseori, sigur, spunându-mi, nu pot să vin, din diverse motive, este firesc, nu trebuia să răspundeți la solicitarea lui Turcescu de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru momentele în care ați ajuns. Niciun alt coleg jurnalist de asemenea care a participat la emisiunile cu Robert Turcescu nu poate spune că vreodată, că vreodată i-aș fi spus pe ăla să nu-l atingem, pe ăla să nu-l, despre ăla să nu vorbim sau despre o situație mai complicată la un moment dat să ne facem că ea nu există. O să-mi încerc norocul pentru ultima dată și trecem la alte subiecte. Ce înseamnă statele de plată cu norocul sumele de bani pe care le-am primit? Astăzi, domnule Tăpălagă, din această perspectivă, pentru că spun din nou, da? Subiectul acesta, din punctul meu de vedere, este închis. Era bine să-l închideți lămurindu-l, nu lăsând lucrurile în aer. Vă las în momentul de față și dumneavoastră ca jurnaliști cu această observație că ar trebui să începeți, spun din nou, eventual să faceți astfel de interviuri, alminteri foarte bune, cu măcar o parte din cele 2000 de nume de persoane care s-au aflat în 2012 în situația de a fi, atenție, desecretizată o listă cu colonei, locotenenți colonei făcuți la un moment dat de Gabriel Oprea. Deci, nu știm, ca să tragem o concluzie, nu știm concluzia de fapt... dumneavoastră. Încercăm să tragem o concluzie. Nu, nu încercăm, că folosiți pluralul. Din punctul meu de încerc să trag o concluzie și spuneți dacă e corectă sau nu. Simplu. Nu vă dau o notă eu, domnul Tăpălag. Nu știm dacă ați fost colonel sub acoperire pentru un serviciu secret. N-ați răspuns la întrebarea asta. Răspunsul meu a fost clar. Niciodată nu am răspuns la ordinele niciunui serviciu secret. Cred că e o deducție logică din această perspectivă și o puteți aha, face. Aha, doi, nu știm ce sens a avut atunci dramoleta din 2014 cu Bolovan în spinare, cu Muntele, cu judecătorii, cu Dumnezeu. Domnul ce sens a avut? Câte redacții ați lucrat? Ați lucrat în multe, nu? Aveți tendința să puneți prea multe întrebări, ori nu. Sunteți în poziția să dați am mai multe răspunsuri. Am tendința de a încerca și în această campanie electorală, da, de a aduce în spațiul public genul de discuție vie, domnule Tăpălagă, cu argumente, cu contraargumente, în care, dacă vreți într-adevăr să fim onești cu toții, da, trebuie să admitem că și un candidat la primăria municipiului București sau în orice altă poziție are dreptul să se îngrijoreze în legătură cu lucruri care se întâmplă în spațiul public, da, nu să fie neapărat da, doar da, genul de individ care răspunde la niște da, întrebări. Aveți, aveți acest drept. Nu vi lea nimeni. Dar eu să insist cu întrebări. Și o să încerc să obțin de la dumneavoastră niște răspunsuri. Deci, ce sens a avut scena din 2014? Spuneam că ați lucrat în mai multe redacții ca să vă dau un răspuns la această chestiune. Și că știți foarte bine că de-a lungul anilor există în mai multe redacții, ca să nu spun în toate, da? Momente de maximă tensiune generate poate de apropierea perioadelor electorale.
Ați părăsit vreodată o redacție, domnule Tăpălagă, pentru că vi s-a părut că, la un moment dat, poate politica editorială, poate unele lucruri nu sunt în acord. Știți bine că da, dar spuneți ce doriți să spuneți. Păi, deduceți dumneavoastră că răspund încă o dată. E simplu. Da? Sunt lucruri care, la un moment dat, intră în contradicție cu felul în care tu gândești ca jurnalist că trebuie să-ți faci meseria. Și vă mai spun din nou, în 23 de ani de presă... Puteți pleca fără să vă în 23 de prezentați de presă, drept în ofițer, sub acoperire, presă, cu state de plată și așa mai departe. Spun din nou. Puteți pleca simplu. Vă rog să lămuriți, împreună că sunteți jurnalist, ați făcut anchete jurnalistice, unele dintre ele foarte bune, da? Poate reușiți să o luați de la 2012 încoace. Nu puneți totul în cârca mea, domnule Tăpălac. Încercați să vă uitați și la alte spinări care s-au îndoit teribil în ani. Spinarea dumneavoastră v-ați spus singuri bolovan grei pe care a spus că i-ați dat jos în 2014. De ce nu încercați, domnule Tăpălac? Astăzi sunteți candidat, da? Doriți votul bucureștenilor și din respect pentru ei. Corect. Încercăm să lămurim exact de ce cum au stat lucrurile, pentru că ele n-au fost lămurite. Încă o dată, poate vă ajută o discuție similară, poate chiar purtată pe același ton și cu alți oameni de pe acea listă. Puteți începe cu doamna Laura Codruța-Chiodeși și puteți continua cu alți colegi, puteți continua inclusiv cu procurori care se află acolo sau judecători, ca să nu mai vorbim de o liotă întreagă de oameni politici. Vă înțeleg categoric curiozitatea, dorința de a descifra niște lucruri, dar iertați-mă, domnule Tăpălagă, nu sunt eu singurul din țara asta căruia trebuie să îi se arunce în momentul de față toate aceste lucruri în spinare, în față, în ochi. De ce alți oameni de pe lista aceea de 2000 de persoane nu a ieșit nicio clipă la acel moment încercând să lămurească niște episoade? Uitați ce cred. Vă rog. Dumneavoastră a spus ceva în 2014, ceva referitor la locotenent colonel sub acoperire, la state de plată, la bolovani în spinare. State de plată. State de plată. State, cu state, Dumnezeu știe state, cum se zice. Asta e expresia, state asta de plată. Cuvântul corect. Da, state de plată. Și toată lumea a înțeles că a fost acoperit. Ofițer acoperit pentru un serviciu secret. Asta a înțeles toată lumea, sunt articole, tone, mii de articole pe tema asta, asta n-ați avut nimic de zis. După 2 ani de zile... Procurorul general de la acea vreme ce a zis? După 2 ani de zile aflăm că dumneavoastră, din gura dumneavoastră și a domnului Traian Băsescu, că domnule, toată povestea asta... Procurorul general de la acea vreme, domnul Tiberiu Nițu, ce a zis? Încă o dată, puneți cam multe întrebări în acest interviu. Iertați-mă, e dreptul meu să pun și întrebări, domnule Tăpălagă. Dar nu credeți dar că o să poate să mă oprească cineva? Când nu veniți cu răspunsuri, a pune întrebări un mod de a evita un răspuns. Nu, domnule Tăpălagă. Asta este opțiunea dumneavoastră sau este viziunea dumneavoastră despre ceea ce înseamnă un dialog. Exact asta faceți. Noi n-am avut niciodată dialoguri comode în anii aceștia, după cum bine știți, chiar și în discuțiile private. Așa e. Da? Dar acum ocoliți un răspuns. Eu vă spun așa, încercați să spuneți acum, să minimalizați ce ați făcut în 2014, reducând tot la acest episod din 2012. Nu, nu, nu. Și anume m-a făcut oprea colonel și asta e tot de fapt. Nu. Vă înșelați, domnule Tăpălac. Vă înșelați. Atunci lămuriți dumneavoastră cum stau lucrurile. Dumneavoastră, am făcut declarațiile, mi-am asumat la vremea respectivă lucrurile pe care le-am spus. Da? Cu publicul meu de la acel moment împărțit în oameni care s-au considerat trădați, dezamăgiți. Da? Am stat și stau în continuare în fața acestor oameni, spunând încă o dată, cerând un vot. Nimic altceva. Este și pentru mine, dacă vreți un examen, domnule Tăpălagă, această competiție pentru Primăria Capitalei, pentru a vedea dacă oamenii mai au încredere în Robert Turcescu, au ba. Este o variantă. Eu nu mă duc, spun încă o dată, nu m-am dus nicăieri nici la Traian Băsescu, nici la alți oameni politici, zgârind ușa să devin consilier, secretar de stat, purtător de cuvânt, parlamentar pe o listă sau mai știu eu ce. Niciodată n-am făcut-o, pentru că mi s-a părut firesc că dacă vreau să fac pasul în politică, ar trebui, și așa ar fi firesc, să încerc să obțin un vot. Poate bucureștenii vor spune da, Turcescu e bun de primar. Apropo, n-am discutat nimic despre primărie. Ba da, vom discuta. Da, abia aștept.